Bărbatul care a fost reținut, apoi arestat preventiv, la începutul lunii septembrie a anului trecut, după ce a fost prins de un brașovean în timp ce dădea spargeri de locuințe, a fost condamnat definitiv pentru faptele de atunci. Sentința definitivă a fost dată joi, 11 februarie, de Curtea de Apel Brașov. Bărbatul a primit în primă instanță 2 ani și 7 luni de închisoare pentru furt calificat și 1 an și 3 luni de închisoare pentru tentativă de furt calificat, ca mai apoi pedepsele să fie contopite, și așa s-a ajuns la 3 ani de închisoare. Amintim că pe 31 august 2015 inculpatul a intrat fără drept în curtea unui imobil, unde a încercat să pătrundă în locuință, dar nu a reușit, fiindcă ușa era încuiată. Astfel, și-a ales altă locuință din imobil, de unde a reușit să fure un telefon mobil și un încărcător. Apoi a fost observat de proprietarul primului apartament, avut în vizor, și a fost dat pe mâinile polițiștilor, scrie mytex.ro.